Salutare și bună seara, dragi prieteni, de nou eu, Olesia Palari și echipa Surprize la tine acasă. De fiecare dată ne încărcăm cu haina bunului simț, cu haina dragului de a face ceea ce facem și atunci mergem spre oamenii dragi să le livrăm căldura sufletească a noastră și a celor care apelează la echipa noastră și ne roagă cu mare drag de departe să venim la sărbătorile de aici, de acasă, din Republica Moldova, să cântăm la mulți ani și să transmitem niște gânduri bune și frumoase legate într-un respect și un gest frumos de surpriză. Venim cu drag din Portugalia, să spunem așa, că și persoanele care ne-au apelat sunt din Portugalia. Și, din păcate, astăzi nu pot să fie la nunta a Leonei și a lui Arcadie. Doamna Natalia, împreună cu fetele Alina și Ecaterina de departe, ne-au trimis să venim la nunta verișoare. Simbolic, niște daruri frumoase, dar nu atât de importante cum ar fi dragostea și dorul dumnealor de departe și dorința de a bucura măcar un picuț pentru o surpriză frumoasă și pentru un gest deosebit de surpriză. Oamenii dragi ce dau astăzi seara anunțe și fac sărbătoare frumoasă la restaurantul Plovdiv, orașul Bălți. Ne facem și noi prezența din partea sufletelor dragi, pentru cei dragi aici de acasă, care sărbătoresc seara anunțe alături de cei mai minunați oameni sufletului lor. Haideți, dragii noștri, și aici să cântăm la mulți ani cu lumea dragă și din suflet să lăsăm emoții frumoase și amintiri de mine. Nu mai aproape microfon, da.
și vreau să vă spun și am să învăț să vă spun să vă spun mai departe cu ei. Trim cu dragul partea a trei sufletele. Un suflet de mamă, două suflete de fete, sunt departe și mi-am zis așa. Astăzi sufletul meu drag de acolo de Moldova face multă frumoasă. Și cu siguranță va fi cea mai frumoasă și veselită. Că așa este, nu că m-am să fie grasă, ea întotdeauna la noi frumoasă și splendidă. Și cel mai viețuit om în lesea ce are acest suflet în el este cald. Și este de ajutor. Și atunci când am avut nevoie, a fost printre primii care au venit cu o vorbă caldă și cu sufletul întins cumva înainte pentru noi, la nevoia noastră. Și la bucurie și la nevoie. Suntem de departe în Portugal și nu putem să fim acasă. Dar cumva aceste mii de kilometri le-am plinit printr-o surpriză. Și printr-un gând frumos de departe, să-i strigăm verișoarele noastre în seara nopții la mulți ani. Cred că v-ați dat seama. Așa, noi venim cu mare drag, cu mare dor, cu mare respect și mare dorință sufletească de a vă bucura în acest moment frumos. Tocmai de acolo, de departe, din Portugal, și vorbesc despre doamna Natalia, alături de fetițele dumneiei, Alina și Ecaterina, care știind că au primit o invitație, nu știu, cred că prin telefon, printr-un mesaj ceva, că a ajuns o invitație și la mine, unde era notat și localul, și ora, și numele voastre, familie și mereasă. Doar că au știut bine că fizicul pot să ajungă. Pot să ajungă doar o surpriză frumoasă, pot să ajungă doar un gest frumos și un om mulți ani care îl strigă de departe, din sufletul lor pentru dumneavoastră, astăzi dorindu-vă o cale frumoasă și neîncărcată. Să vrea Bunul Dumnezeu, nu că grijă, să vrea Bunul Dumnezeu răbdare. Să știți frumos să vă țineți venuță chiar și în cele mai grele crize. Și toți cei care deja doresc o familie de ani buni știu bine că răbdare, ușor plecat și dragoste, și unde bărbatul mai pune ușor în jos sau în zurile noastre a familiei, nu mai place să mai alătăm. Și uneori le facem așa, ca să mai iubească bărbații și mai strângă o sufletel, să simțim cumva sprijinul lor, căldura lor și asta să faceți și dumneavoastră cu soțul dumneavoastră. Și totul o să fie bine și frumos, așa se lucrează și cei de departe, o viață frumoasă din contată împreună, Alona și Arcadia. Vă mulțumesc!
cât mai multe pozitive, emoții și drag de oameni dragi. Noi vă lăsăm cu bine, seara frumoasă, dacă permiteți, facem și o poză pentru dumnealor să le primite și vă lăsăm cu bine. Mulțumesc suflet!